trebuie să ne conformăm programului, program foarte încărcat pentru noi, după o deplasare foarte lungă și un rezultat pozitiv. Sincer, ne așteptam la mai mult, puteam să scoatem mai mult din acest joc, dar din păcate n-a fost să fie. Trebuie să fim realiști, puteam să și pierdem în ultimele momente, dar una peste alta suntem mulțumiți și cu acest punct câștigat. Vis-a-vis de jocul de mâine seară, ne așteaptă un joc foarte dificil împotriva unei echipe bune, chiar foarte bune, care este pe val. Au demonstrat-o și în ultimul meci de campionat împotriva lui Dinamo. Au reușit să vină de la revină de la 2-0 și chiar pe final puteau să și câștige. Sunt jucători buni, jucători de atac foarte buni, cu un antrenor cu altă concepție față de ceea ce avem noi la momentul de față aici în țară, un antrenor italian. Noi încercăm să luăm cele 3 puncte. Suntem, sau cel puțin așa cred că suntem pregătiți pentru acest lucru. Asta se vede și în jocul nostru de la etapă la etapă. Începem să arătăm mult mai bine, să avem o consistență în joc. E un lucru care ne bucură, dar suntem capabili de mult mai mult. Din păcate, jucătorii accidentați care i-am avut înainte de meciul cu Timișoara n-au reușit să-și revină în totalitate cu toții. Sperăm ca până mâine seară să putem să aliniem cel mai bun lot pentru a câștiga cele 3 puncte. Da, încerc în fiecare meci când intru pe teren să dau tot posibilul și să câștigăm, asta e cel mai important, și să ajut echipa. În normal, în fiecare meci când intru, încerc că mă concentrez cel mai să fiu tot timpul concentrat, să ajut echipa și să luăm cele 3 puncte în fiecare meci. Ai avut și meciuri în care nu ai stat degeaba, ai avut de lucru, dar ți-ai făcut datoria foarte bine. Cu Craiova probabil vor fi din nou faze. Care crezi că e cel mai periculos jucător al Craiovei în atac? Eu sunt mulți jucători periculoși, dar am avut și am prins la națională când am fost Mitriță, care e foarte periculos. Dar, cum am zis, eu încerc să ajut echipa și să scot ce pot.